Vinerea aceasta, cu binecuvântarea și în prezența înalpreasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, s-a desfășurat la Casa Sindicatelor din Pitești conferința pastoral-misionară semestrială. Ierarhul a felicitat pe toți preoții care au desfășurat în ultima perioadă activități catehetice, social-filantropice, educaționale, culturale, precum și administrativ-gospodărești. Felicităm pe toți preoții și pe soțiile preoților și familia preotului, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, pe toți credincioșii și pe toți sponsorii, cei care pun umărul lor la lucrarea noastră duhovnicească pe care ați experimentat-o fiecare dintre sfințiile voastre. Grija de păstrarea și întreținerea bunului bisericești, începând cu biserica, care trebuie să apară ca o floare, de jos, de la temelie, până în vârf, unde e așezată Sfânta Cruce. În tot ce înseamnă curățenie absolută, grija că preotul înconjură și învăluie biserica și ca zid, și ca lucrare duhovnicească, o învăluie și o îmbrățișează cu sufletul, cu credința, cu nădejdea și cu dragostea lui. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pacea în lume, pentru pacea în biserici, pentru pacea și sporul nostru duhovnicesc, cu sănătate și belșug de bucurie și lumină în fiecare clipă a vieții noastre. În cadrul conferinței au fost susținute mai multe referate dedicate anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi. S-au susținut referate care au îmbogățit această temă. De asemenea, s-au subliniat și anumite aspecte care țin de viața parohiei astăzi. S-a propus intensificarea activităților pastoral-misionare, social-filantropice, administrativ-gospodărești în parohie și, de asemenea, preoții au fost îndemnați să fie aproape de credincioși și să întărească acest îndemn pe care înalpreasfințitul l-a concluzionat la finalul conferinței, adică de a fi o flacără vie a bisericii, flacără în care comunitatea să se simtă aproape de Dumnezeu. La conferință au participat peste 700 de preoți din cele 6 protopopiate ale eparhiei.